Bun venit sănătoși la un nou vlog pe canalul nostru, Sorin Casa cu Fasting. Astăzi nu suntem la căsuță, suntem în apropierea ei. Ne plimbăm pe ulițe. Vrem să vedem Brebu. Suntem în prima zi a anului, pe 1 ianuarie 2023. O vreme incredibil de frumoasă. Mă, dacă cu Sania nu putem să ne dăm, că n-avem unde, cu bicicletele măcar. Dacă în ianuarie ne dăm cu Sania, măcar să ne dăm cu bicicletele, nu? Domnul care ne-am întâlnit, care ne-a recunoscut, era din Bragadiru. Și noi suntem acum în Brebu. Adică... Și dacă se uită acum la video, îl salutăm. Da, și pe soția dânsului. Da, ne-am întâlnit cu soțul dumneavoastră. Am stat la... am schimbat câteva vorbe. Petrecere. Oamenii sunt pe bună dispoziție. Așa cum trebuie să fim tot anul. Este destul de căutat Brebu ca și locație. Nu știu să vă spun ca și prețuri, fiindcă nu am mai fost interesat de acest subiect. Însă... dacă văd vreun anunț sau căutați și voi pe internet, cu siguranță găsiți anunțul cu terenul sau terenul cu sau fără case. Aici o casă frumoasă, nu este una autentică. Da, este destul de frumos aranjată. Și simplă. Aici e cocoș. Da, cocoș încălțat. Numai ei. Bună ziua, la mulți ani! Bună ziua, la mulți ani! Să ne salutăm vecinii. Bună ziua! Au ieșit oamenii din casă pe vremea asta. E și păcat să nu faci lucrul ăsta. Pe Bișon a lăsat acasă astăzi. A petrecut toată noaptea și am zis să stea și la liniște. O casă care mi se pare mai vechiuț așa. Și... destul de cochetă, are și un brad în fața curții. E incredibil de frumos astăzi. Iarăși altă casă care e locuită și e locuită într-un fel tradițional așa. Adică nu a adus modificări esențiale la casă. Casele vechi, că sunt case care păstrează oarecare măsură linia armonioasă de casă cu lemn. Să trec la pește mâine, nu. Auzi, de la mâine e bine, e bun de pește. Dar mers la pește. Nu aud. Avem acolo un specimen de casă, nu știu dacă îl vedeți. O casă peste casă, așa, o casă din
Beton, cred că ajunge în Baia Mare. Pic mai târziu. Deci casa aia chiar e, Doamne ferește. Da. Nu înțeleg că, care a fost arhitectura. Nu înțeleg nici ideea. Ia, credeam că suntem siguri pe drum. Trăiți. Deci ce Dumnezeu a fi avut în cap să facă acolo? A vrut să facă un... Spar bani cheltuiți în primul rând, adică... A vrut să fie mai sus decât Doamne toți. Ferește. Găini! Ai, ai, ai. Pe petreceri, pe petreceri, pe grătar. O, mea petrece. Revelionul continuă aici, în Brebu. Auzi. Băieți, la distracție. Fericică. Așa, da. Așa e viața. Asta e casa. Pe care ați văzut-o. Ieșim un pic din, din centru. Hai în dreapta. Da. Pe strada Vânătorilor. Frumoasă străduță. Nu cred că am avut vreodată vreun 1 ianuarie așa de cald. Nu. Dar știi că au și spus că este cel mai cald din istorie. 18 grade? E primăvară, zici că e zi de Paște. Da. Mi-e cam teamă de aprilie așa. Da. Sfârșitul martie... Nu, vine Paștele repede, nu mi-e frică de aprilie. Acolo, mână, acolo mergem spre șosea. Ah. Paștele pică pe 14 sau 15 aprilie, ceva de gen. Deci vine relativ repede, așa că nu o să fie iarnă lungă. Salut! Fântâni. Fântâni, fântâni. Trebuie să spunem... fântâni în Brebu. N-am observat lucrul ăsta până acum. Trebuie să-i spunem aici... băiatului să ne sorcovească. Da? Da. Nu mi-am dat seama că e cu sorcova. Era cu sorcova. Dar n-am bani la mine. E, păi și ce le-am? Ha, las. N-am luat niciun... M-am gândit că ne-am văzut pe drum. La venire am văzut niște copii cu sorcova. Întoarce la mașină și luăm. Da. Altă lume. Ia uitați, altă rulotă. Mai era una mai în spate. Dar era un pic mai pitit așa, n-aveam cum să vă arăt. Cred că este un obicei ca atunci când îți iei un loc de casă și până te apuci de ea, până o renovezi sau ceea ce ai de făcut și să nu începi să bagi banul fără să niște lucruri care sunt provizorii. Petrecere în tot. Asta cred că sunt petreceri de continuare. Da, sunt Vasile tu. Sunt petrecerile de continuare de la Revelion, adică. Da, dar și Sfântul Vasile. Și cu Sfântul Vasile, exact. Ia ce mișto pe aici. Cred că pe străduțele astea așa mai lăturalnice e mai frumos. Da. Centrul nu prea. Centrul e mai modern. Mai dezvoltat așa, mai modern. Aici avem o casă părăsită. Care?
Are o priveliște. Ce faceți, măi? Foarte frumos aici, fiind și la marginea. Tu abia te-ai născut, ioi, Doamne. Șatule. Uite pe ăsta. Deci abia l-a fătat, că uite are o morcă. Ia, uite are. Deci abia fătat de șoară. Azi noapte, de Revelion. Da, ceva. De la pognitori. Dragi de ei, mă. Nu ești tu aia, maică-ta, mă. Ce faceți, mă, oițe? Uite, undeva pe acolo e un miel negru. Miel are negru. Cordon umbilical încă atârnând pe burtică. E fătat gen azi noapte. Cred că azi noapte. Azi noapte, azi dimineață. Uite-l, mă. Ia, ce mănânci, mă, acolo? Ia, ce e, mă, de față ca măsa, mă? Doamne. Uite, are un praf cu cozi alb. Are vârf cozi alb ca tio. Da, da, da. Și are fiat, dar are și stea în cap de albă. A, luăm noi. Iată. Ia al noi. Ei, luăm un prieten, nu Bișon. Nu Bișon. Hai, Doamne, iubito. Hai. Hai, gata. Stai că am rămas la oi cu ochii și că-mi plac. Asta facem noi în prima zi a anului. Ne plimbăm. Aici are și o casă care mi-atrage atenția de fiecare dată când trec. Cu prispa aceea din lemn. Mică, cochetă, aranjată, cu fântână. Hai să mai vedem dreapta, iarăși o casă cu tipul acela de prispă și verandă. Curios, dar un lucru bun din punctul meu de vedere este că nu sunt foarte, adică nu sunt cam deloc case părăsite în Brebu. Aceasta fiind clar părăsită, niște brazi și meș. Da. Iarăși mă întreb de ce ajung așa când există posibilitatea să pinzi, să te înțelegi dacă sunt neaștenitori. Pe trecerile de Sfântul Vasile, la mulți ani sfinților, să fiți sănătoși cu numele. Chiar în aproape în fața, în fața casei, care mie îmi place. Hai până bei tu apă să mă duc mai aproape. Aceasta este o casă la care mă uit de fiecare dată când trec prin zona asta. La fel cu țiglă, cu prispă, cu verandă. Nu are genul ăla de geam lăc, adică nu e veranda închisă. Și păstrează linia arhitecturii tradiționale la partea de lemn. E superbă. Așa, și mai e această casă. La fel e încântătoare, un pic acoperișul nu-mi place din ce e făcut. Gata, am luat și bănuți. Căutăm sorcovaci. Hai că dați aici altă casă frumoasă de o arhitectură veche. Acolo este un magazin, cel din față de pe colț, unde găsiți mălai de moară. Cel mai bun mălai. Deci este o mămăligă, cum doar cei care au crescut la țară își vor aduce aminte gustul.
Deci este exact mămăliga aia pe care o mâncam când eram copii. Este cu brânză și cu smântână. Hai de mine, știți cum e? Așa mămăligă. De când am descoperit că putem lua de aici, nu am mai... Că vorbim de mămăligă când ajungem acasă, sărmăluțe cu mămăligă. Sărmăluțe cu mămăligă și mai avem un pic de garniță. Hai da. Că n-am făcut nicio oră de bicicletă și deja vorbim de mâncare. Păi zis de mălai. E și brebu, fântână, căpițe. Dreapta, da? Da. Știi ce e bine când suntem așa în doi? Dacă te vede cineva că vorbești singur pe bicicletă, ori ai norocul să-ți spună că ai cască în ureche și ai vorbit la telefon, sau vorbești singur. Da. Cred că varianta a doua e cea mai... Mai ales în zonele de sat, varianta a doua e sigur. Hai da! Te-a supărat? Iauzo! Te-a văzut? Ce faci, gâscă? Te-a dat de gol. Salut! Altă fântână. Îmi plac fântânile, domnule, dacă îmi plac fântânile. Tot ce înseamnă tradițional și din folclorul românesc, îmi plac. Fântâni, case, conace, părăsite și nepărăsite. Menținute, nemenținute, pe linia de plutire. Bună ziua! Bună ziua! Ia uite, ia uite! Ce faci tu? Țucă! Hai, 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 hai! Și mami, și bravo! Un albișon. Un fel de. Nu, scopii cu sorcova. Fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți! Fiți atenți, fiți atenți! Uite ce frumoasă e asta, în dreapta. S-a sărit la... Da. Frumoasă, frumoasă. Sunt câteva case... moderne. Și cu gust. Aici, în dreapta, ceva părăsit. Ce plac casele astea cu fântână în față. Da. Sunt frumoase. Unde se uite ce teren aici mare. Primitoare. Da. Uite ce teren mare. Da. De livadă. Mm-hmm. Frumos. Fântână stradală. Am obosit. Șoi. Pisicule! Pișoi. Pișu. Șoi. Șoi, măi, pișoi. Caschetă, deci, junior. Un fel de caschetă. Da. E mai slăbuț. Da. Vei cred că e pisică că-i fac. Decât grăsanul nostru. Liniște. Liniște. Au ieșit vecinii la plimbare. Exact ca noi. Se uită după locul frumos. Bună ziua, la mulți ani! Bună ziua, la mulți ani! Sănătate! Oi, dar ce frumos e aici! Ce-mi place de 1 și 2 ianuarie cu... Îmi place străduța asta, că e liniștită. Da, exact. Cunoști pe cineva, nu cunoști... Să știi că nu te aud. Bună ziua, la mulți ani. Știi că vorbești și singură acum. Da, da. Cum bine, e un monolog, s-ar da, spune, da. Da. Vezi, acum îți dau dreptate întru totul. A, uite cât de frumos se vede aici cu da. Soarele ăsta așa. Zi și tu, cât de frumos. Cât? Aoleu, ce aer. Îngrijit? Da.
plin de... Vezi că și aici sunt o grămadă de ele, de cârtiță. De cârtiță? Mm-hmm. Sunt de cârtiță sau e gunoi de grajd aruncat? Să fie. Cam gunoi de grajd, că sunt cam neregulate. Da. Grămăjoarele. Iar aici în față s-ar putea să coborâm. Mă... Cum? Dacă avem de coborâm, dar dacă avem pe un sol să nu trească să urcăm, e bine. Ba nu, e... Nu, e stânga. Da? Da. De ce frumos acolo. Locul ăsta. Aha. N-ai nimica în față. Aha. Vezi? E exact ca la noi. Da. Cum se vede Valea Doftanei. Cum se vede Valea Doftanei. Da. Exact așa, casa, fața la soare. Uh-huh. E, așa e și a noastră, tot cu fața înspre da. Boltă. Foarte frumos. Și înspre vale. Foarte, foarte frumos. E. Oameni care apreciază liniște. E perfect așa să și găsești un loc. Și o fetiță care se joacă cu mingea și nu stă pe telefon. Da. Are minge. Are minge. Se joacă cu mingea la perete. Făceam și noi de asemenea. Uite, și aici era înainte o casă ceva. Da, sigur. Că uite fântână acolo, uite de la de adăpat. Aici aduceau animale ceva. Da, dar uite, jos e o construcție neterminată. Nu văd. Ori a fost un grajd. Nu, e BCA. Făcut din BCA cu cadre de beton. Da? Uh-huh. Da, uite ce frumos e pe aici. Aici frumos e asta, în dreapta aici. Uh-huh. Uite, de aici se vede frumos Valea. Uite, de vânzare. Ia uitați, casă pusă de vânzare. 1700 de metri pătrați. Domnul din Bragadil. Da. Casă 1700 de metri pătrați. 0752277899. Veți acolo numărul în fața ușii jos. Poate o să sunăm și noi, vedem cât e. Da. Da. Pare avea o problemă aici în față la e pus OSB. Îți dai seama că nu. În spate. Dar 1700 de metri. Da. Înseamnă că livada asta. Frumos e că are Valea în. Auzi? În livada față. Asta ori în spatele ei. Are și are ea, uite ce mare. Da. Uite, și aici tot o casă părăsită. Aici da. O gospodărie, nu? Nu e o casă. Uitați Valea. Nu se vede lacul de aici. Nu se anunță o casă, cum v-am arătat mai devreme. Nu ai nimic în fața ta. Ești tu doar aici. Setică? Foarte. Te ne-au primit acolo la setică? Am... Că eu n-am băut apă. Am băut aproape tot bidonul ăla. Și... Vorbesc și mi se... uscă gura. Da, așa cum... Cum vorbesc. Încet, rar. Ai. Frumos. Uite așa e Valea. Băncuță. Ce mișto e băncuța asta pus aici. La umbră, la nuc. Special. Asta e băncuța. Și aici nucul. Și Valea. Valea Doftanei. Ați văzut că am făcut o plimbare de aici, din zona Brebu, Câmpina, până am putut să mergem pe drum cât de cât bun, accesibil. Era și o vreme ploioasă atunci și cauciucuri de vară, nu m-am riscat să urc. Și îndemn pe cei interesați de natură, de altfel v-am duc că se anunță că ar fi
urmând modernizarea acestei șosele, acestui drum care duce către Săcele Brașov, cu siguranță vor dispărea anumite locuri frumoase. Adică sălbaticul de acum... Da, drumul devine accesibil pentru mulți. Acești mulți nu sunt nici toți educați, pe de o parte, iar pe de altă parte se va schimba și înfățișarea voi cu acel prilej. Păi eu cred astfel, că... zi. Eu cred că de-aia au tăiat toți plopii de pe Valea Doftane. Oare o avea legătură? Da, dar sunt tăiați de acum... Băi, un an. Doi ani. Nu, un an. De un an? Un an. Eu știu, mai de mult. Da, bine. Parcă să zic un an, eu așa zic. Da, și se apucă abia peste 3 ani sau peste 3 ani va fi gata, nu știu. Da, urmăriți acest... acest vlog, acest videoclip și vedeți pe unde ne-am oprit, că ne-am oprit la un loc drăguț, la conacul Dascălu, o restaurant cu... Ce faci? Ia uite ce sare! Ce faci, băi, căpriță? Băi, căpriță, băi! Băi, căpriță! Da, așa, ai dreptate. Piticul, ce-a sărit piticul galbu între... Căpriță, zici că e. Da, acolo și la, ne-am oprit la, la un luminiș, un spațiu de recreere. Ia cineva stă acolo jos, că are căsuța poștală, o are la intrare pe la poteca aia, duce în jos. La șosea. Că uite, sunt case acolo. Da, eu văd. Sunt case acolo în jos, nu? Și cred că ori au acces de aici, ori au și acces pe aici. Mi-e greu să mut camera, fiindcă e prinsă de cadrul bicicletei. De coarne. Aici o căsuță mai părăsit așa. Are și o mare fisură la baza stâlpului din dreapta. Casă. Uite aici. Și părăsită. Și neasigurată. Poarta deschisă. Dar nu dăm de sorcovari. Văd, a fost băiatul ăla, îmi pare rău că... Vezi tu câți pomi, cât te livezi. Foarte mulți. Mă, așa și trebuie de altfel, nu? Doar să nu... De-aia ești la țară, până la urmă. Să ai pomi, să ai verdeață, nu ciment. Unii își iau casă pe pământ și o betonează din gard în gard, fără nicio supărare. Da, mă, frate, dar exact cum ai zis și tu. De ce să aduci apartamentul de la bloc la țară? Da, mă. Să muți apartamentul din chibrit, din cutia de chibrit în... din cutia de chibrit în o curte. Da. Uite ce frumos a lăsat ăsta aici, toată... Mm-hmm. Păi apreciez oamenii care... Da, și e o casă care e îngrijită, are și un făișor acolo. Și chiar e frumoasă. Și vezi, a lăsat partea de lemn la mijloc și termopan la geamuri. Da, e geam termopan maro. Da,
Da, și-a lăsat lemnul vechi. Da. Foarte frumoase. Bine, uite ce frumoase toate. E într-o stare bună. Uite. O variantă de cadre. Foarte frumoase. Îmi place. Frumoasă casă. Frumoasă și curte. Simplă. Exact genul nostru. Nu vrem complicații cu multe aplecători, chestii puse pe acolo. Veranda o să o avem cu prispă, unde putem să stăm, deci foișor nu se mai pune în discuție. Poate un balansoar, dacă nu balansoar, atunci masa aceea cu butucii din lemn, undeva acolo sub frasin, la umbră, să amenajez un pic terenul. Și cam atât. Micuța grădină de lângă casă, zona de flori a luat de la drum. Simplu este cel mai frumos și ușor de întreținut. Aici o casă părăsită, una căzută. Păcat. Una de vară. Deci am început să spun despre unele case care proprietarii le amenajează treptat. Așa cum facem și noi. Că nu ne trebuie să facem o investiție de la bun început. Am treptat. În care nu ai toți banii grămadă. Faci lucrurile ușor, ușor. Să te împrumuți, poate, da. Te împrumuți așa, mai limitat, că în condițiile date, atât economice, sociale și mondiale, da. Nu ai o siguranță. Hai să ne oprim la fântână aici. Vedeți și casa mai bine. Fântână în față. Casa care are anunț cu teren de vânzare acum, că e teren sau... E și casa... Aici a luat-o... Era tablă, vântul, dar e mâncată tablă. Da. Deci păr în față. Uh-huh. Părul din fața casei. Părul din fața casei. E o chestie în Prahova, nu știu. Sau ferii din fața casei, da. Da. Aici mai e un păr. Aici iarăși mai un păr. Da. Văd că e ceva care predomină. Trecem aici pe la băieții cu grătarul. De fapt, nu sunt ei. A, da. Da. E, așa mergea și ea de la o dată. Da, da. Deci mă întrecea pe băiatul ăsta. Așa faci. Și Sorin la fel faci. Da, dar oricum e la vale. E la vale, dar el și pedalează la vale. E, vrei să-l întrec? Da, ia vezi, poți? O face că-l întrec. Ah, ce bine este. Bate vântul. Stai, Sorine. Vezi că-l prinzi. Îl iei de coadă.
Ca să așteptăm și pe... Ce bine e, Doamne! Este atât de frumos! Ia uite-o! Ai văzut nenea ala cum și-a stivuit lemnul? Nu. Ia uite-te acum. Acum văd, da. Lemnul. Chiar steaua. Am uit. Crăpat. Crăpat un drac. Vezi, așa trebuie să o facem și noi. Da. Oho, avem de coborât pe aici. Da, știu. Păi, ce vrei, ieșim la lac. Și de-a lua la ginel urcă. Tu. Eu? Păi, eu pe lângă. Tu ai zis că urci. Uite, aici ai de vânzare. Îl urc. Dăm provocare că îl urc? Dăm provocare că îl urci. Ha. Dai provocare că îl urc? Da. Ce ziceți? Urcă de-a lua ăla? Eu nu-l urc, sunt sigură. Adică eu nu, nici nu mă agit. E nimica toată pentru mine asta. Ce nebun e! Dacă zic. Ce? Haideți să te vedem! Mai cobor și mai urc o dată? A? Mai cobor și mai urc o dată? Nu. Bun. Mișcare. Mișcare după atâta mâncare este mâncare. N-am mâncat. Mâncat mult. Cine ne aude zice că cine știe cât am mâncat. Să știți că n-am mâncat mult. N-am mâncat? Le zicem ce am avut la masă? Salăți. Cerbiță de perișoare, cărnița la garniță, salata de of, salată de pui, salată de pui cu ciupești castraveți, salată de crudități cu pui și de tolfox. Și ce credeți că am mâncat din toate astea seara? Brânză cu ridiche cu roșie, salată de beof, salată de crudități și salată de ciuperci. De așa cât o lingură, adică fix o lingură. Atât am mâncat. Nici deci, măcar din carne la garniță. Azi n-am făcut noi mult, dar cu siguranță am scos masa de revelion. Am făcut 15 km, aproape 16, și 2 ore și 15 minute am mers. Eu zic că am făcut ceva. Acolo. Începutul. Da. Merge. E bine să facem mișcare. E recomandat. V-ați întrebat ce legătură are videoclipul de astăzi cu partea viața satului. Satul. Pur și simplu, acesta este localitate, nu este sat. Brebă este localitate. Dar viața satului e aceeași. Adică nu se schimbă cu nimic. Ați văzut oițe, ați văzut găinușe, porcușori care au mai scăpat, care sunt pentru anul ăsta. De asta avem acest clip și sper că v-a plăcut. Cu siguranță v-a plăcut. Asta e așa un mod de... Da, și a fost despre a putea face și alte activități la țară. Activități de oraș până la urmă, pentru că mersul de pe bicicletă n-a întâlnit. Mă rog, mai mult. Dar și la asta se voluzi de bicicleta. Da, clar. Că du-i să mai cumpere o bere, pachet de țigări. Da. Și ne-am plimbat, am văzut, am luat o grămadă de aer curat. Da, luăm și la pachet. Să vizitați ansamblul mănăstirii din Brebu, dacă veniți în zonă. Este și parcul foarte frumos, care este pe malul lacului. E super. Dacă cum arată parcul, nu, bate un pic soarele, dar e plin de mașini. Aici este primăria din Brebu și e plin de mașini. Nu mai a ieșit la plimbare, parcul este plin și
este o zonă altfel față de a te plimba prin parcurile standard. Nu, e foarte frumos. Și în plus de asta este aer curat. Mâine mai pregătim un videoclip fiind data de 2. După asta ne revedem la un alt episod. Vedem noi, de fapt știu de unde va fi, dar n-am cum să vă spun. Voi spune la un moment dat celor care deveniți membri, dacă vreți. Momentan nu. Voi accesa acest mod de a colabora cu YouTube mai târziu. Și atunci membrii vor avea primi prilejul, ocazia să afle următorul episod de unde va fi. Dar asta la timpul său. Deci, după ziua de mâine, unde iarăși este o surpriză ce vom face, urmează și alte clipuri deja filmate, dar trebuie să îmi aloc timp pentru editare. Nu vă mai rețin. Acesta a fost clipul de astăzi. 1 ianuarie. De 1 ianuarie 2023. La mulți ani. La mulți ani. Sper că v-a plăcut miniclipul din noaptea de Revelion. Mie mi-a plăcut foarte mult, deci îl mai pun pe repeat. Bun. Abonați-vă dacă n-ați făcut lucrul ăsta până acum. Să ne vedeți în continuare la alte și alte aventuri de la țară, aventuri de pe uliță, ceaun, cum avea ceaun. Apropo, domnul, o să avem ceaun. Un ceaunel mai mic, dar o să-l avem. Rămâne sănătoși și să ne revedem cu bine. Numai bine.